Marea, martorul istoriei și leitmotivul a numeroase opere de artă, este vizitată în mijlocul iernii de sute de persoane. Chiar dacă ne aflăm în sezonul rece, soarele puternic este cel care complotează la crearea tabloului perfect, atât pentru copii cât și pentru cei mai în vârstă. Dornici de a depăși limitele rutinei zilnice, cei mai mulți preferă ca loc de plimbare faleza de la Casino. Mobilierul urban realizat în stilul secolului 20 și atmosfera de epocă îi transformă pe vizitatori în călători ai vremurilor. În 909, când au început a doua oară lucrările aici, în zonă, de amenajarea falezei, probabil că a fost un loc care nu a fost ales întâmplător. În sensul că de multe ori când venim aici, după o jumate, o oră, te simți altfel. Dar îmi place. E și pentru vârsta noastră, și pentru mai tineri, și pentru copii. E foarte frumos. Vizitatorii boemi, actori parcă dintr-un film vechi, au o doleanță în suflet ori de câte ori ajung pe faleză. Cu fiecare zi care trece, li se pare că emblema Constanței este din ce în ce mai degradată. Casino este emblema Constanței. Ar fi trebuit să nu lase așa, să fie paragina aceasta. E foarte frumos. Dacă o să reușească, poate în timp să-l restabilească, s-ar putea să fie ceva frumos. Pentru a păstra o amintire a clădirii, unii o imortalizează în fotografii sau în desene manuale făcute chiar pe faleză. Aspectul deplorabil al cazinoului ar trebui să dispară în curând. Cu investiție de peste 9 milioane de euro, clădirea emblemă va fi restaurată și redată în folosință ca loc de distracție și socializare. Cel puțin asta spun autoritățile că se va întâmpla.